Și pentru că vrem să înțelegem mai bine ce se întâmplă, de unde violența asta, în special pe micile ecrane, l-am invitat alături de noi în această seară pe senseiul, cum vă numiți, vă rog, că n-am reținut, ju... Jujiță! Jujiță făniță! Jujiță, da. M Maestru în jujițu, presupun. <laughs> doar nu un făniță, ci... <laughs> Ca să fac și eu un spirit de glumă la emisiunea dumneavoastră. Da, da, da. Înțeleg că sunteți specializat în arte marțiale de televiziune? Exact, exact. Am o școală de televiziune, școala de invitați pentru televiziune, Cichichan din Motu. Cichichan din Motu, da. Foarte interesant. Și ce faceți acolo, mai exact? Deci, instruim analiști, politicieni, oameni de cultură, scopul nostru fiind să-i pregătim pentru a face față unei dezbateri televizate. Asta e. Doamne, habar n-aveam că există așa ceva și Puh. mai exact, cum faceți asta? Păi mai exact, bătaie, domnul meu! Cum bătaie, domnul? Păi ce dezbatere e aia cu bătaie? Domne, pe mine pe mine nu mă interesează de dezbateri, înțelegi? A. Oamenii nu vor să-și mai ia bătaie la tv așa că eu vin în întâmpinarea acestei dorințe și îi pregătesc să fie ok. Da, n-am mai auzit. Și, și ce elevi aveți, ca să zic așa? A, mulțumesc de întrebare. Da, corect. Am o promoție bună de tot. O să-i vedeți în curând, le dau drumul pe TV. -ul. O generație de excepție. De exemplu, am un profesor universitar de istorie la vreo 70 de ani. Domne, e o nebunie, are talent nativ, știi? Ăsta pune jos un prezentator în două secunde. Pac, pac! Do -do Domnul jujiță stați puțin, domne, suntem la televiziune, e, -e îngrozitor ce spuneți. N-ați văzut și gestul animalic al lui Palada. Ba da, da, regretabil, într-adevăr. Păi, asta zic și eu, mai mult decât regretabil. Păi, regretabil. Eu, eu nu știu cu cine se antrenează Palada asta, da? Da. Goțiul nu trebuia să se mai ridice, domne. Eu n-am nimic cu el, adică da, după o bucată trebuia să fie la somnic. Adică fără să aibă pe corp vreo urmă sau... Adică ăștia, ăștia de la TV-ul au acționat corect, știți? Adică au ținut camera pe prezentatoare, doar că palada a fost incredibil de slab, domne, a lăsat urme. Nu, nu, domnul, e incredibil ha. ce îmi spuneți. Dar ce mai exact îi învățați pe oameni la școala asta de invitați de televiziune? Păi, în primul rând, așa? cum să te descurci în lumea asta violentă a televiziunii? Adică să știi cum să ripostezi dacă cineva te lovește sau cum? Nu, păi nu, domne, vedeți că habar n-aveți. Domne, o să vă încingă cineva într-o zi, unul de nu o să aveți aer. Păi, de de deci să nu ripostezi, asta zic și eu, așa e civilizat. Hai, <laughs> domne, normal mai ai făcut să dracu. Normal că nu ripostezi. Cum ai intrat în studio, paf, i-ai dat direct în bot. Dacă asta, dacă ai un invitat, dacă sunt doi, pac, pac! stânga-dreapta, știi? Le dai somn și să-ți ia frica, știi? Dom'le, Dumne, dumneata, ești nebun să dai așa direct în cineva? Da, bravo, mă! Dai preventiv! Baf, baf! Asta te ridică, asta te doboară! Să vezi după aia ce emisiune liniștită ai! Nu, nu, e, e halucinant ce audă. Alte reguli mai aveți, domnul Jujita? Da, da, mai, da. E, mai e, mai e. Regula a diversiunii. A? Asta e a mea, e proprie, personală. Am combinat două stiluri de la doi maestri. Ce ce maestri? Deci maestru Giovanni și maestru Baurianu. Aha. Și, și cum e asta? Mi-e frică să întreb. Deci asta e foarte simplu. Deci A. Te duci în față, știi? Da. Flec mă în oh. După aia, pf, un genunchi unde e greu voinicului, știi? Mergi la sigur. Și, uh, mă rog, de dragul discuției, pentru femei aveți pregătire separată? Da. Nu, nu, nu nu lovim femei. Aici, A, nu. nu, nu. Aici aplicăm Slavă tehnica domnului. Becali. Gigi Becali. A. Curvă, zdreanță, panoramă. Pe femeile faci din gură, știi? Un student extraordinar, Gigi. Calități native, extraordinare. Nu știu, domne, ce cu el de la o vreme, să s-a lăsat, nu știu. Doamne, ce cu el. doamne, nu, nu vă supărați, dar ce fel de centură aveți dumneavoastră? Ha, mona, Am una bună de tot centura da. cu care a fost tata în armată. Uh -huh. Cu aia dai cel mai calumea știi? dai de la care cataramă, știi, și dai un fi botul imediat și nici nu te apropii Do de el. știi? nu, nu gata, Pe gata. Lungă, mulțumesc, așa. mulțumesc, la revedere. Adio, adio. Da,